Patru hunedoreni vor răspunde acum în fața legii după ce au reușit să păcălească mai mulți locuitori din comuna Ciugud, județul Alba Iulia. Polițiști din cadrul postului de poliție Ciugud, în timp ce executau serviciul de patrulare, au identificat patru persoane cu vârste cuprinse între 49 și 63 de ani, toți din județul Hunedoara, în timp ce colectau diverse sume de bani de la cetățeni, sub pretextul că sunt reprezentanți ai unei asociații de binefacere. Cele patru persoane au colectat suma de 178 de lei prin inducerea în eroare a 29 de persoane. Suma de bani a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, cele patru persoane fiind cercetate sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune și complicitate la înșelăciune. Totodată, polițiștii desfășoară activități în vederea documentării activității infracționale a celor patru persoane, scrie servuspress.ro.